emisiunii Alesul la Raport. De această dată ne aflăm în comuna Bilbor. Am venit aici pentru că Bilborul este în sărbătoare și iată un prilej mai bun decât acesta care s-ar fi putut, astfel încât să îl scoatem pe domnul primar din mijlocul oamenilor și să vorbim alături de domnia sa despre tot ceea ce a reușit să realizeze pentru bilboreni, pentru dezvoltarea lor din mai multe perspective. Aflat la primul său mandat de edil local, aș vrea acum să aflu de la domnul Ilie Daniel Hângan, căci despre domnia sa este vorba, care sunt lucrurile pe care le-a realizat până în acest moment și totodată către ce se îndreaptă privirea înspre viitor. Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat această provocare a noastră, deși e mare sărbătoare la Bilbor. Bună ziua, bine ați venit! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi prezenți în localitatea noastră. Încă de la început spun un lucru ce deja l-am realizat și urmează să realizăm în continuare și să-l amplificăm, e cel legat de promovarea localității noastre. Însă, prin prisma prezenței dumneavoastră, a mediei, în localitatea noastră putem face la cotele cele mai dorite, ideale, acest lucru. Pentru aceasta vă mulțumesc, vă spun bun venit la Bilbor, în sânul comunității și localității noastre, cea mai nordică localitate a județului Harghita, o localitate pur românească, situată la peste 950 de metri altitudine. Aș mai completa eu aici cu niște peisaje de basm și Da. oameni care într-adevăr au în suflet tot ceea ce înseamnă tradiția și moștenirea pe care au avut-o de la cei care au trăit înaintea lor pe aceste meleaguri. Într-adevăr, așa este și întotdeauna simt nevoia și realitatea să completez aceste minunate peisaje de care beneficiem aici, la Poale de Călimani, au o frumusețe completată de ospitalitatea, frumusețea, hărnicia și credința locuitorilor acestei comunități. Iată că ați adus în discuție despre partea de credință. Chiar s-a sărbătorit odată cu ziua comunei Bilbor, s-a sărbătorit și hramul bisericii care poartă numele celor pe care astăzi îi cinstim în calendarul religios. Da, suntem la a 30-a ediție a evenimentului Bilborul în sărbătoare și, de fapt, mai exact, aș putea spune că e un dublu eveniment. De ce? Pentru că, pe de o parte, sărbătorim hramul bisericii, localității noastre, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, iar mai apoi completăm partea a doua a evenimentului cu sărbătorirea folclorică, de prezentarea produselor, de destindere culinară și tot ceea ce ați văzut și dumneavoastră în spațiul respectiv, încât în final să avem un tot unitar și o încântare a sufletelor că ne aflăm într-o localitate care, într-adevăr, este vie. Și probabil, după cum ați constatat și dumneavoastră, este o localitate în continuă expansiune și în continuă dorință de evoluție, Eu de am observat perseverență. implicarea dumneavoastră în tot ceea ce înseamnă această promovare a comunei Bilbor. Uite, de exemplu, chiar astăzi, la ceas de sărbătoare, au fost părtași alături de dumneavoastră autorități de la nivel județean și mă refer aici la prezența domnului subprefect sau la prezența celor de la Agenția pentru Zona Montană. O agenție care, într-adevăr, este o autoritate publică și care poate să ofere prilejul și oportunitatea oamenilor locului de a-și promova zona și ceea ce reușesc ei să realizeze în gospodăria proprie. Exact așa este. Un deziderat însemnat al nostru este cel de promovare a valorii a ceea ce este aici. Pentru că avem foarte multe valori, comori ascunse, ce nu sunt făcute cunoscute. Drept pentru care insistăm foarte mult spre a promova localitatea. Odată cu promovarea localității, avem lucruri
după cum am spus, ce nu sunt cunoscute, dar în aceeași manieră, prin colaborarea cu instituțiile enunțate de dumneavoastră, venim și cu acel suflu de a ne dezvolta și mai departe. Adică să nu ajungem la un moment dat la un plafon, asta avem și doar asta promovăm. Deci întotdeauna avem lucruri noi de promovat. Precum ați constatat, începând de la tradiții, obiceiuri bine împământenite, bine conservate, costume populare autentice de peste 100, de 100 și ceva de ani, de decenii întregi, inclusiv puncte gastronomice, operatori de turism care desfășoară activitate în localitatea noastră la cele mai mari cote și cele mai înalte standarde. Într-adevăr, am început relativ mai târziu cu partea de turism, dar prin insistența aceștilor investitori prindem teren, înaintăm foarte mult sau se înaintează foarte mult încât într-adevăr avem valori de promovat. Dar pentru a putea reuși în această promovare a valorilor, în această promovare a comunei, înspre a-i atrage pe turiști și pe probabil cei care își doresc pur și simplu să aibă parte de liniște la o anumită vârstă, să se regăsească pe aceste meleaguri, e nevoie să le fie oferite și niște condiții. Da, într-adevăr, trebuie să recunosc că suntem deocamdată deficitari la anumite aspecte. Dar îmbucurător este faptul că aceste aspecte sunt în curs de rezolvare. Și aici aș putea aminti câteva din proiectele realizate până acum și câteva în curs de realizare. Evident că ele sunt mult mai multe, dar... Totuși trebuie să ținem cont de faptul că sunteți edil local la primul mandat. Deci în 2020 a fost... Da. Dovedită încrederea cetățenilor în dumneavoastră prin votul pe care vi l-au acordat. În acea perioadă am avut o listă de obiective ce ne-am propus să le realizăm și o avem în față zilnic și pe baza acelor obiective insistăm, ne străduim, evident, împreună cu întreaga comunitate, pentru că unul singur nu este posibil. Nimeni nu poate să o facă, să rezolvăm problemele stringente de primă instanță a comunității noastre, pentru că sunt probleme cu care noi ne confruntăm atunci când cineva vrea să investească în localitatea noastră. Pentru că ați văzut de cum intrați și ajungeți în Bilbor, mi se pune cel mai des întrebarea unde găsesc un teren micuț de vânzare. Și le răspund că aici la Bilbor este foarte greu de găsit un teren de vânzare. Pentru că terenurile, tradițiile, obiceiurile sunt lucruri sacre, care nu moștenite. Se și lumea, locuitorii, populație, cum doriți dumneavoastră să le spuneți, nu vor renunța la ceea ce au dobândit. Se întâmplă, într-adevăr. Au simțit în proprietăți. Foarte bine dezvoltat. Foarte bine dezvoltat. Și țin foarte mult la ceea ce au moștenit. Consideră o datorie sacră să păstreze acele terenuri. Și e de înțeles. Pentru că s-au petrecut războaie. Am fost la granițe aici, în vremurile de război. Pământurile s-au muncit cu foarte multă trudă și foarte rudimentar pentru vremurile noastre, adică manual. Și această dragoste față de pământ a fost transmisă din generație în generație. Am crescut, inclusiv eu în familie, cu dragostea față de pământul, cel moștenit de la bunici, străbunici, așa mai departe, dar această dragoste nu poate fi inoculată numai prin transmiterea tuturor informațiilor, metodii, constant și consecvent, a ceea ce a fost trecutul nostru. Vrând nevrând, l-am dobândit. Acel trecut și asta ne face să avem un simț al proprietății deosebit.
Uite, eu am să le fac o mărturisire telespectatorilor noștri. Prima dată când am intrat în contact cu domnul primar de aici, de la Bilbor, a fost în momentul în care s-a realizat lansarea de carte și a fost un simpozion dedicat lui Eucet Slăuanu, un mare om al locului, un mare om care și-a pus o amprentă puternică asupra tot ceea ce înseamnă cultura la nivel nu doar local aici, la Billboard, ci la nivel chiar național și de ce nu poate chiar internațional, pentru că operele sale au ajuns universale. Mi-a plăcut foarte mult felul în care ați abordat problema la vremea respectivă și mi-ați dovedit în acel moment de faptul că, iată, există dorință de a păstra vie memoria celor care au fost pe aceste meleaguri în prezentul și viitorul comunității. Pentru că ați fi putut să nu fiți părtași la așa ceva. Ați fi putut să nu îl omagiați pe Ocetă Slăuanu, Octavian Codruță Slăuanu, la felul, la modalitatea în care ați realizat-o în momentul respectiv. Și iată, prin ceea ce îmi transmiteți pe parcursul minutelor petrecute alături de dumneavoastră astăzi, îmi e o dovadă suficient de puternică a faptului că, într-adevăr, la Billboard tradițiile nu se vor pierde, ele se vor moșteni, iar oamenii locului vor avea posibilitatea să își păstreze aceste tradiții, aceste pământuri pe care le au, dragostea pentru pământ, dezvoltând prin propria familie, prin membrii acesteia, uite, punct gastronomic local, cum e în cazul domnului Sorin, sau temir ce alte afaceri care să atragă turiști. Având deschiderea dumneavoastră, eu zic că sunt toate ingredientele necesare. Da, este de neconceput pentru noi ca să nu fim partași la orice fel de promovare a valorilor locale. Fie că e vorba de personalități, fie că e vorba despre crescătorii de animale, fie că e vorba despre antreprenorii locali, fie că este vorba despre copii, despre elevi, despre instituții, despre orice ar fi, sunt parte integrantă a comunității noastre. E imposibil ca să nu ne dorim să valorizăm ceea ce avem. Și într-adevăr, după cum am spus și adineauri, avem lucruri valoroase. Lucruri valoroase aici, ce trebuie să le scoatem, să le scoatem la lumină. Evident, cu multă muncă, sârguință, multă comunicare și în același timp comuniune, pentru că avem relațiile inter și intracomunitare ale noastre sunt foarte strâns legate. Și mă pot referi aici și la cele din instituționale din localitatea noastră. Conlucrăm foarte bine cu școală, biserică, dispensar medical, asociații de crescători de animale, asociații de vânătoare, pentru că, din păcate, e un aspect, să spun așa, în care trebuie să colaborăm foarte mult. Și atunci, prin această comuniune, reușim să avem lucruri cuantificabile, palpabile, adică lucruri ce se văd. Acum știm foarte bine că o comunitate nu se poate dezvolta fără fonduri. Iar, în general, generația tânără care vine, așa cum și dumneavoastră faceți parte din aceasta, vine cu un suflu proaspăt, cu o energie puternică și mai cu seamă cu dorința de a accesa cât mai multe fonduri, indiferent de natura lor, pentru că știm foarte bine, ne referim la cele guvernamentale, naționale, europene, de altă proveniență, norvegiene, temir ce alte astfel de fonduri, dar trebuie scrise proiecte Da, care costă. aveți perfectă dreptate. Am plecat cu un elan, cu o dorință, nu doar le-am menținut constante, le amplificăm. Spre bucuria mea, reușim să le amplificăm prin prisma celor ce ne înconjoară. Și am obținut fonduri și finanțări însemnate pentru o localitate, începând de la Angher Saligny, pe apă și canal, pentru că este un aspect primordial pentru localitate și dezvoltare în localitate,
Am aplicat proiecte pentru reabilitări, dispensar medical, stație de ambulanță. Desfășurăm cadastrul sistematic la nivelul localității noastre, pentru că și aici avem un oarește minus, că în cadrul fiecărui proiect de finanțare trebuie să fim proprietari și muncim și pe această parte. E de la sine înțeles. Așa. Și am dezvoltat proiecte și pe, și pe această direcție. Însă avem proiecte care aparent ar fi mai micuțe, dar sunt de impact la nivel de localitate, de aspect, de impact vizual, estetic, dar și de un foarte mare impact utilitar. Începând de la reabilitare, piață, parc pentru copii, dorim să intervenim imediat și rezolvăm problemele juridic cadastrale, să intervenim pentru modernizarea la cotele impuse de etica normalității a școlilor, pentru că suntem uneori în situația în care nu sunt acte de noblețe, sunt acte de normalitate, nu sunt acte dezvoltate mai presus de orice, sunt acte de a reveni sau de a ajunge la lucruri de normalitate. Și insistăm foarte mult pe partea culturală, educativă și de dezvoltare a infrastructurii. Infrastructură rutieră, infrastructură electrică, avem deficiențe și acolo. Și acolo, pe această parte, muncim. Infrastructura de apă canal, tocmai menționată. Aveți deja... și o mare problemă aici. Faptul că e o zonă submontană cu o așezare risipită, da, a locuințelor, și atunci distanțele pentru a realiza toate aceste proiecte, că ne referim la apă, canal, drum, ulterior drum și iluminat public, clar vor crește, da, costurile. Da, da. Dar asta nu înseamnă că nu, se, nu poate. Se poate. Și vă spun că se poate. Evident, cu foarte multă muncă, implicare și conlucrare. După cum am spus. Acum această conlucrare trebuie să existe între administrația locală reprezentată de dumneavoastră, edilul acestei comune, da, Bilbor, Ilie Daniel Hângan, dar și membrii Consiliului Local. Da. Pentru că știm foarte bine, un primar fără girul Consiliului Local nu, da, poate să miște un deget. Avem o conlucrare foarte bună cu Consiliul Local. Au înțeles că trebuie să treacă dincolo de culoarea politică pe care o reprezintă? Da, da, da. Și de fapt să reprezinte binele și bunăstarea, da, cetățeanului? Da, tocmai asta a fost. Suntem toți pentru localitate. Toți pentru lucrurile de bine, le dezbatem împreună, le votăm împreună, le implementăm și de acolo, mai departe, se răsfrânge această colaborare cu întreaga comunitate, pentru că trebuie să intervenim pe anumite drumuri, pe anumite străzi, pe anumite suprafețe de teren, unde trebuie să înștiințăm, să discutăm cu locuitorii acelei zone, pentru că orice problemă poate fi remediată în cele mai bune condiții și cu efectele cele mai relevante și cele mai bune, doar discutând cu cei de la fața locului. Ei, locuind acolo, știu că este o problemă, nu știu, un pârâu care la fiecare revărsare va ieși din matcă. Ei vor fi primii care știu ce se întâmplă acolo și prima discuție va fi cu ei pentru a identifica problema. Ulterior, venim cu specialiștii, discutăm în Consiliul Local, căutăm posibilitatea sau sursele de finanțare, urmând pașii de implementare a ceea ce am stabilit. Într-adevăr, este un traseu cu mulți pași, evident, parcurși fiecare, etapă cu etapă, dar important cu totul este realizabil. Rezultatul. Da, da. Și rezultate avem prin această conlucrare. Acum aș vrea să ne referim la posibilitatea de susținere a tuturor proiectelor din perspectiva financiară. Pentru că știm foarte bine, o comunitate, o comună, bugetul local al unei comune se compune din mai multe surse. Fondurile europene,
sau fondurile provenite din fonduri europene, naționale, guvernamentale sau alte proiecte, dar există și acea porțiune, acea bucată de fonduri proprii. Da. Avem un buget alocat și un extra buget. Asta presupune drămuirea banilor proveniți din ceea ce avem noi. Pădure, concesiuni de pășuni, concesiuni de fânețe, evident toate administrate de specialiști, mă refer la păduri, le avem în administrarea ocolului Silvic Borsec, o administrare foarte sustenabilă și în concordanță cu toată certificarea europeană și normele în vigoare. Într-adevăr, ne constituie o sursă de venit în același timp și una de cheltuieli, pentru că sunt cheltuielile de administrare, iar banii obținuți, ca și, să zic în ghilimele, un profit, îi drămâim spre proiectele locale. Fie sunt proiecte, fie sunt sume pentru partea neeligibilă a proiectului, cheltuieli neeligibile, fie sunt sume pentru cofinanțare și se întâmplă, nu aș putea spune că de puține ori, să folosim aceste sume pentru implementarea proiectelor în regie proprie. Pentru că la moment necesitatea proiectului este imperioasă, dar liniile, sursele de finanțare fie au fost cândva mai de mult, și vorbesc de ani de zile, fie trebuie să așteptăm destul de mult pentru implementare sau pentru apariția lor. Și atunci putem și avem posibilitatea de a utiliza, a drămui, cum se cade, bugetul local și extra bugetul. Evident, prin discuțiile cu reprezentanții sau consilierii locali, încât să avem certitudinea că ne îndreptăm spre direcția bună. Sunteți mulțumit de ceea ce ați realizat în acești 2 ani de zile? Acum e probabil prea devreme să vă întreb așa ceva, dar mă refer acum la perspectiva omului care a intrat în această primărie și a celui care a petrecut deja acești 2 ani în incinta ei. Este ceea ce ați gândit atunci? Da. Sunt, în primul rând, vreau să vă spun că sunt un optimist, incurabil chiar. Foarte bine. Care cred că lucrurile se pot realiza și se dovedește. Referitor la partea de mulțumire, am început acum să fiu mulțumit pentru că au început să apară rezultatele. Până să apară rezultatele cele palpabile despre care vă spuneam, durează ceva vreme. Adică uneori câteva luni, uneori un an, uneori și mai mult. Și sunt mulțumit prin perspectiva faptului că acum au început să apară rezultatele, au început să apară posibilitățile și cuantificările finanțărilor la proiectele depuse, construite și elaborate cu ceva timp în urmă. Și atunci apare și acel sentiment de mulțumire că, într-adevăr, munca a fost răsplătită și în cele ce urmează va fi și vizibilă. Sunteți un caz fericit, să știți, ca după doar 2 ani de zile să și vedeți fizic niște realizări pe care și cetățenii să le observe. E mult lucru. Da, aș mai completa aici, sunt mulțumirea, evident, niciodată nu pot să zic că sunt întru totul mulțumit, pentru că, fiind optimist, întotdeauna tindem mai e să de facem mai bine, nu? Mai bine, mai bun, inclusiv orice eveniment organizat, la final facem un feedback al acestuia pentru a găsi aspectele de îmbunătățit. Însă, revenind la ceea ce am început să spun, mulțumirea îmi vine și prin prisma faptului că am lângă mine o echipă direcționată înspre ceea ce trebuie să facem, o echipă foarte muncitoare și o echipă care au același elan ca la început. Și apare mulțumirea că de-a lungul timpului nu s-a diminuat din acest și aspect. Și vedeți dorință în ochii lor și da, în sufletul acestora. Da. Însă avem
și am început să avem frecvente întâlniri cu cetățenii, fiind deja lucruri vizibile, ne apropiem de o dată la care vom face o dare de seamă în fața tuturor cetățenilor, iar acolo vom vedea feedback-ul dacă suntem într-o direcție bună sau mai sunt lucruri de îndreptat. Acum știți foarte bine, sunteți conștient că pe toată lumea nu veți reuși să mulțumiți, Evident, dar evident. sunteți omul care acceptați Da. și o critică și o laudă Mai ales dacă este constructivă. constructivă. Dacă este una constructivă, da, e foarte bine venită. Pentru că e una ce se îndreaptă spre lucrurile de bine. Accept și prin mandatarea mea în această funcție, accept orice fel de critică. Însă toate, fie că sunt critici, fie că sunt laude, trebuie puse în sertărașele corespunzătoare, Și folosite la analizate momentul bine și oportun. folosite la momentul potrivit, însă nu uitat de ele, pentru că înseamnă că totuși există ceva acolo ce poate fi îmbunătățit. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul alocat, domnule primar. Mult succes în continuare și sperăm noi să obțineți tot ceea ce ați reușit să vă impuneți dumneavoastră în primul și în primul rând, pentru ca mai apoi să poată beneficia de toate aceste proiecte cetățenii comunei Bilbor, o comună pe care o păstoriți de 2 ani de zile încoace și sperăm noi să reușiți să faceți acest lucru cât mai mulți ani în continuare. Dragii mei, iată l-am avut ca invitat în această seară pe primarul comunei Bilbor, domnul Ilie Daniel Hângan, care sperăm noi să reușească să atingă acel target propus, anume dezvoltarea comunei și promovarea acesteia, astfel încât Bilborul să fie punct de atracție turistică pentru toată lumea și să fie o zonă recunoscută doar în momentul în care auzi numele de Bilbor, să știi că trebuie să ajungi acolo. Vă mulțumesc pentru atenția oferită și vă invit să rămâneți în continuare alături de Ardeal TV.